Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre piept. Cu ei înainte de grupa pe care urmează să o antrenăm, iar scopul acestor vloguri este să găsim metode cât mai inteligente de a antrena mușchii vizați. Astăzi este rândul pieptului. În spate l-avem pe fratele Andy, care tocmai a terminat antrenamentul de piept, ca și mine. Și vreau să adresăm niște greșeli frecvente, dar nu e despre greșeli frecvente, pentru că despre greșeli frecvente am vorbit în episoadele trecute. Astăzi este despre programarea antrenamentului, despre ce aparate să faci, când să le faci, cum să le faci și cum să iei decizii care să ducă la un progres. Cea mai mare greșeală este să antrenezi pieptul lunea. De ce e asta o problemă? Pentru că este înrădăcinată în cultura fitness-ului că lunea se face piept. Lunea este International Chest Day. Și dacă face toată lumea piept și majoritatea abonaților unei săli sunt bărbați, tu o să te bați pe aparate. Tu o să mai faci împins la piept pe bancă cu încă 3-4 persoane. O să trebuiască să dai discurs sau să pui discurs, o să trebuiască să aștepți mult până să intri la serie și nu e o decizie inteligentă, ceva ce se schimbă imediat. Nu mai faci piept lunea, îl faci marțea. Ok, pot să înțeleg că odată la 5-6 zile că ai un 4-day split, 5-day split și nu îți vine pieptul la rând de fiecare dată în aceea zi, gen să-l pui miercurea sau să-l pui marțea. Și o să spice din când în când lunea. Nu e o problemă dacă îl faci din când în când, dar dacă tu ai piept, grupă deficitară, atunci trebuie să-i dai toată prioritatea de care are nevoie, ceea ce înseamnă să-l antrenezi după o zi de pauză. Nu doar lunea poate fi zi de pauză. Eu cu Andy, de exemplu, ne antrenăm sâmbătă duminică, poate mai tare decât în cursul săptămânii. Chiar dacă faci duminică pauză, nu lucra lunea, pentru că lunea lucrează toată lumea. Mai faci o dată o pauză la mijlocul săptămânii, gen joia și lucrezi vinerea, să zicem. Sau găsești o variantă care e ok pentru tine încât să nu stai la coadă la aparate. Asta ar fi una dintre probleme. Problema cu numărul 2 ar fi faptul că sunt unele exerciții considerate de bază. Problema e că din vari motive pot fi de execuție, pot fi probleme de anatomie, particularitățile tale, accidentări mai vechi și așa mai departe, nu reușești să scoți maxim din acele aparate. Și aici mă refer la împins pe înclinat, împins pe declinat, împins pe orizontal cu bara. Mulți începători au problemele astea și nu doar începătorii, și mulți intermediari. Dar recent am observat, văzând tot mai multe podcasturi, că au început să apară multe podcasturi, multe vloguri, exact cum e și al meu, am luat mai mult contact, nu doar cu cei din România pe care îi cunosc și știu că mulți dintre ei care au vechime în antrenamentul cu greutăți, au renunțat la bară, cel puțin ca prim aparat, că aici vreau să ajung. Mulți dintre ei au renunțat cam de tot la împins cu bara și dacă îl fac, îl fac al doilea, al treilea sau ultimul exercițiu. Motivul e foarte simplu. Unii au probleme cu coatele, unii au probleme cu umerii, unii pur și simplu înălțim și n-au conexiune, riscul mare de accidentare. Sunt o grămadă de motive pentru care, dacă nu e pentru tine împinsul cu bara, lasă-l. Nu zic să nu-l faci niciodată, dar dă-ți timp să te refaci, dă-ți timp să-l înțelegi, să ai o conexiune mai bună cu mușchii. Fă alte exerciții și lasă-l pentru exercițiul 2, lasă-l pentru exercițiul 3. Din punctul ăsta de vedere, mă bucur să văd că cineva ca John Meadows, omul care, din punctul meu de vedere, are cea mai multă experiență când vine vorba de antrenament, biomecanică, îmbinarea cu studii, experiență. Mă bucur foarte mult să văd că validează și a ajuns la aceleași concluzii ca și mine după foarte mulți ani de fiare și anume faptul că ideal ar fi să începi antrenamentul de piept, că aici vreau să ajung, cu un aparat de genul împins la hammer, pe plan înclinat sau orizontal, care va fi un exercițiu de activare. Un exercițiu unde, deși scoți o serie la epuizare, scopul este să îți setezi tirul, să îți setezi biomecanica pentru următoarele aparate. Ești în siguranță, e o mișcare condusă, n-am auzit în viața mea, indiferent de cât am văzut aparatele astea umplute și le-am umplut și eu, le-am umplut și alții, n-am auzit în viața mea de cineva care să fie accidentat, să fie făcut întindere sau ruptură de piept la aparatele astea. Adică ești în siguranță. Durerile de umeri sunt mult atenuate și am toată încrederea să vă zic chestia asta pentru că fac de foarte mulți ani ceea ce vă predic și vouă. Primul aparat, fă-l de genul hammer. Că e orizontal, că e înclinat, nu contează. Încă o problemă mare pe care o văd când vine vorba de programarea antrenamentului este, să zicem, că faci împins pe înclinat la hammer. După aia faci împins pe înclinat cu gantere, împins pe înclinat cu bara. Că ai aparat, gantere, bară. Dacă o privești din punctul ăsta de vedere al uneltelor, atunci din cele trei unghiuri principale prin care poți să lucrezi pieptul, ai ales să faci unul singur, respectiv doar înclinat. Cred că nu vă zic ceva ce nu știați, dar ideal ar fi să lucrați mușchiul din cât mai multe unghiuri. Deci ar trebui să faceți un înclinat, un orizontal, un declinat. Și încă o problemă mare. Văd la mulți dintre voi ceva ce în engleză se numește FOMO. Fear of missing out. Adică, ți-e teamă că la antrenamentul respectiv n-ai lucrat cu tare unghi și vrei să le lucrezi pe toate. Ceea ce înseamnă că vii și faci împins înclinat cu bara, împins înclinat cu gantere, orizontal cu bara, orizontal cu gantere,
declina cu gantere, declina cu bara sau fluturări și ajungi să faci 6-7 aparate. Văd chestia asta de cele mai multe ori la începători. Nu are sens să faci așa ceva. V-am mai spus în trecut, vă mai spun o dată. Diferența între împins cu bara și împins cu gantere este foarte mică. Privește programarea antrenamentului prin perspectiva alegerii. Ai de ales între împins cu bara și împins cu gantere. Alege ce consideri tu că e bine pentru tine. Nu spun eu ce să faci. Dacă simți împinsul cu bara, ok, fă împins cu bara, că îți place. Mai ales că împinsul cu bara are farmecul lui, deoarece toată lumea te întreabă cât împingi. Nu te întreabă nimeni cu cât faci tracțiuni sau cât faci ridicări laterale pentru umeri. Toată lumea te întreabă cât ai în braț, câte chile ai, ce doape bagi și cât împingi la piept. Nu? Adică genul și îndreptări mai răruți, mai pe la powerlifting. Dar de cele mai multe ori e vorba de implicarea orgoliului în genul ăsta de exerciții. Iarăși e o problemă foarte mare, pentru că lași orgoliu să-ți o ia înainte și în loc să stai în zona safe de repetări de 6, 10, 12, poate faci și fără spotter, poate faci și neîncălzit și riști o accidentare, riști o întindere sau cel mai rău lucru pe care poți să-l pățești este ruptură sau să scadă bara pe piept. Deci iarăși o greșeală mare, lucrați cu spotter și atâta timp cât nu aveți un control foarte bun asupra greutății, nu faceți powerlifting sau nu aveți foarte mare experiență, nu încercați să faceți maximale. Serii cu o repetare, cu două repetări, cu trei repetări, pentru a pune masă musculară, nu ai nevoie să stai în zona asta. Știu că există diverse bisericuțe care consideră că devii mai puternic la per total și că te ajută să crești în zona de 6 repetări. Discutabil, nu e subiectul acestui video, poate o să-l adresez cândva în viitor. Dar opinia mea personală, pe care pot să o argumentez jumătate de oră de acum încolo, este că acest gen de serii cu o repetare, gen powerlifting, nu te ajută foarte mult când vine vorba de ce ai tu nevoie pentru hipertrofie, motiv pentru care sportivii cu cel mai mare piept sunt tot culturiștii, nu powerlifterii, pentru că și powerlifterii se dopează la fel de rău câteodată, mult mai rău decât culturiștii. Dar altă discuție pentru altă dată. Revenim la programare. Acum, sfat, începeți cu un exercițiu de genul hammer, mergeți cu o serie la epuizare și când zic epuizare mă refer că nu mai poți să faci o repetare corectă pe partea pozitivă a mișcării, după care alege un împins. Din punctul meu de vedere, pe plan orizontal. De ce zic să începeți cu înclinatul? Pentru că știu foarte puține lume care are un pectoral superior foarte bine dezvoltat. Majoritatea stă mai bine pe partea inferioară și pe partea mediană, dar partea superioară de cele mai multe ori lasă clavicula goală. Așa că începem cu împins înclinat, fie că e vorba de un hammer cu discuri sau de un hammer pe cabluri, prea puțin important, un aparat de genul împins spre în sus. Grijă mare la execuție, pentru că poți să strici foarte ușor execuția. Dacă vrei să împingi în sus, cotul trebuie să fie în jos. Poți să strici execuția să pară din un împins înclinat să fie un împins orizontal. Aveți grijă cum vă puneți scaunul. Eu, deși sunt mic de înălțime, îl pun la 6-7 în jos. Tocmai pentru că dacă n-aș face chestia asta, ar fi un fel de împins orizontal. Așa că dau scaunul cât mai jos și nu țin cotul aici. Văd foarte multe execuții de genul ăsta și l-am împins la umeri și l-am împins la piept. Pentru că, de ce nu, ești mai puternic. Ăsta e adevărul, ești mai puternic când faci execuții de genul ăsta. Dar pectoralul superior este stimulat în momentul în care vii cu cotul de jos în sus. Atunci ții cotul ușor mai jos. Nu zic să faceți împins pentru triceps. Deci haideți să nu discutăm extreme, să vedem toate nuanțele. Ești cu cotul un pic mai jos. Ridicare. Ridicare. Ai făcut un aparat de împins înclinat. Urmează un împins orizontal. De data asta, sfatul meu este să faceți împins orizontal cu gantere. Dacă simțiți bara, n-am nimic împotrivă să faceți împins orizontal cu bara, ar trebui să fie ăsta exercițiul unde mergi în zona de 6-8-10 repetări. Ăsta este exercițiul unde împingi cel mai mult. Nu faci metode de creștere a intensității, nu faci nimic de genul ăsta. Doar că încerci să scoți maxim din el, vă recomand să faceți o serie sau două la epuizare. În funcție de cum ai programat antrenamentul, ce frecvență are antrenamentul tău, cum te refaci, cum mănânci, ce vechime ai, cât de mult poți să scoți din fiecare serie, poți să faci o serie la epuizare sau două. Asta rămâne la latitudinea voastră. Restul de serii sunt premergătoare. Ești încălzit deja de la primul aparat, nu mai vorbim de încălzire, acum vorbim de feeder sets, de serii premergătoare. Serii pe care nu le duci aproape de epuizare, încât să sabotezi ultima serie. Serii pe care le faci la 50%, 60%, 70%, să zicem că poți să faci o repetare cu 100 de kg la împins, da? Bun. Atunci ar trebui să faci seria maximală sau cele două serii maximale undeva la 80 de kg, iar seriile premergătoare n-ar trebui să urce mai mult de 60 de kilograme, unde se zice că la 60 poți să faci 12. Nu o să faci niciodată 12, ai pus 60 de kilograme, ideal ar fi să faci 4, 5, maxim 6, adică să stai departe de epuizare și cu repetările, dar și cu greutățile. Încât momentul în care trebuie să scoți maxim, să fie momentul în care chiar poți să scoți maxim, fără să fii preobosit sau fără să te fie epuizat cu feeder sets. Mergem mai departe. Ai făcut și exercițiul cu numărul 2. Ai scos maxim. Acum e momentul în care trebuie să te pompezi maxim. Și aici, din punctul meu de vedere, ai libertate să alegi ce vrei tu. Poți să alegi împins declinat la aparat. Poți să faci, dacă vrei, tot cu gantere. Poți să faci un alt aparat. Poți să faci greutăți libere.
deja acum contează mai puțin și veți vedea la exercițiul 4 de ce contează mai puțin. Scopul exercițiului cu numărul 3 este să te pompezi maxim, adică să lucrezi și fibrele mai lente. Pentru că la exercițiul numărul 2 ai lucrat fibrele rapide. Și când zic să scoți maxim, mă refer să stai într-o zonă de mai multe repetări, gen peste 10, 12, 15 în zona aia și poți să faci metode de creștere a intensității, să faci drop seturi, super seturi, rest poz, repetări pozitive, lente, negative, lente. Fă ce vrei tu. Ideea e când ai terminat exercițiul cu numărul 3 să fii pompat maxim. Adică, dacă ai mai face o serie, să nu mai ai cu ce să îmbunătățești antrenamentul, să fi fost maxim ce ai scos din exercițiul cu numărul 3, pompare maximă. Deci după exercițiul cu numărul 3 e momentul în care dacă vrei să-ți faci poze, atunci trebuie să-ți faci, dacă vrei să faci filmări, atunci le faci. După exercițiul cu numărul 3, pe care îl aveți la alegere. La exercițiul cu numărul 4, acum, pentru că ești pompat la maxim, acum poți să faci exercițiile pentru că ești în siguranță, unde pieptul este cel mai întins, respectiv poți să faci fluturările la cadruri sau poți să faci pec-decurile. Atunci, ăla e momentul. Nu începeți niciodată antrenamentul de piept cu un exercițiu care pune foarte mare tensiune pe prima parte a mișcării, cum ar fi fluturări cu gantere. Niciodată să nu faceți chestia asta pentru că riscul de accidentare e mult mai mare. Nu ești încălzit, tensiunea e aici pe tendonul ăsta și tendonul ăsta de cele mai multe ori se smulge. Există și deșirare a fibrelor, dar de cele mai multe ori se smulge. Și nu vreți așa ceva. Deci, să recapitulăm. Aveți primul exercițiu, un împins la aparat, exercițiu cu numărul 2, un exercițiu de bază, gantere, bară, exercițiu cu numărul 3, poate fi ce vreți voi, dar păstrați exercițiu cu numărul 4 ca o fluturare la cadruri sau un pec deck. Frecvența cu care ar trebui să antrenați pieptul este între o dată pe săptămână și de două ori pe săptămână, în funcție de cât volum faceți, de cum mâncați, de cum vă refaceți, de multe, multe, multe variabile, poți să te refaci sau poți să nu te refaci de la două antrenamente pe săptămână. Eu, personal, pentru mine, am găsit sweet spot la 5 zile. Acolo îmbin frecvența suficientă, cu refacerea perfectă, cu intensitatea și volumul cu care îmi place mie să mă antrenez. Eu personal fac 4 exerciții de cele mai multe ori. Din serii puține, aș vrea să știți că media de serii de lucru, deci nu serii la per total, nu numărați seriile de încălzire și nu numărați feeder seturile. Dacă le-ați făcut corect, exact așa cum v-am zis, nu are sens să numărați premergătoarele, dar în medie, per total, pentru omul de rând care merge la sală, între 6 și 10 serii de lucru per antrenament. Dacă te antrenezi ca mine, ca Dan, ca oamenii care avem un milion de ani de fiare în spate și experiență și conexiune bună și putem să scoatem maxim, e bine, cineva ca noi poate să scoată dintr-un antrenament de 4 repetări, de 3 repetări. Motiv pentru care antrenamentele de genul heavy duty sau high intensity training al lui Mentzer, Dorian Yates, Arthur Jones funcționează. Exact pentru oamenii cu experiență și conexiune bună și care aplică foarte multă intensitate, care dau check-out la tot ce înseamnă orice altceva din sală și reușesc să scoată maxim fix din seriile alea puține. Nu e imposibil, doar că nu se adresează tuturor și voi, când sunteți începători, sunteți intermediari, sunteți naturali și mulți ați parametri defavorabili, nu ar trebui să vreți să copiați antrenamentele astea de intensitate, dar nici pe cele de volum. Că aud de foarte multe ori, da, Arnold făcea, da, Arnold regea. Nici unul dintre voi, nici eu, nu suntem Arnold. Sunt oameni care pot face lucruri extraordinare. Recent am văzut un podcast despre cineva care de ani de zile face 2 antrenamente pe zi, zi de zi. E bine, niciunul dintre noi, probabil, cei prezenți la vizualizări, prin secțiunea de comentarii, like-uri, dislike-uri și așa mai departe, nu o să facă față la așa ceva, nici cu doape, nici fără doape. Există monștri genetici. Arnold nu e unul din mulțime, Ronnie nu e unul din mulțime, Dorian Yates nu e unul din mulțime. Nu încercați să copiați ce fac oamenii ăștia, nu mai veniți cu argumentele astea, sunt stupide, sunt... E ca și cum ai zice, normal că o să renunți la liceu, că Bill Gates sau cine dracu a renunțat la liceu și a devenit milionar. Șansele sunt ca tu să nu fii unul dintre oamenii ăia care, dacă renunță la liceu și rămâne analfabet, o să facă și bani la nivelul ăla. Da, știu că vă zic lucruri incomode, știu că de cele mai multe ori nu vă zic ce vreți să auziți, dar nici nu pot să duc mai departe niște rateuri de idei pe care le aud de cele mai multe ori. Iar ideile proaste merită criticate, nu ar trebui să existe tabu asupra lucrurilor pe care poți să le critici. Asta fiind spuse, nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Arond Marius Gym fără capa pe Instagram, unde postez meste, suplimente, coduri de reducere și așa mai departe. Dacă vreți să beneficiați de un abonament foarte avantajos cu care puteți merge la cât mai multe săli, vedeți în secțiunea de comentarii că aveți detalii și cupon de reducere. Pentru suplimentele pe care le folosesc eu, le recomand inclusiv echipamente sportive și gadgeturi. Vă recomand Prozis, unde de fiecare dată, toată luna, am 2 campanii active care vă dau și cadouri, vă dau produse gratis pentru diverse sume comandate. Aveți cuponul Mariu10 și aveți cuponul Mitrache. După cum vedeți, diverse cadouri în funcție de cuponul pe care îl folosiți și de suma comandată. Transportul este gratuit la comenzi de peste 240 de lei. Pachetele vin tocmai din Portugalia. Dacă aveți nevoie de ajutor cu dieta, cu pregătirea, cu antrenamentul, nu ezitați să-mi dați un DM, un mesaj direct pe Instagram, tot la Arond Marius Gym fără capa. Pentru alte videouri de genul ăsta și subiecte asemănătoare, dați subscribe, iar din restul de video
vloguri făcute de mine, tu consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante, așa că să ne vedem cu bine, cu pieptul imens la episoadele următoare. Vă salut, baftă!